Ne-a furat salariile. Ne-a luat bani. Luna trecută 5%, luna asta 10%, luna în altă, cât o mai dat Dumnezeu? Vreau 6-7 milioane pe lună. Ce dă? Nu are nicio justificare. Uitați la București. Deci noi suntem într-o federație, s-a rugat și am făcut un protest către directorul general, la care așteptam un răspuns astăzi. A refuzat să ne dea un răspuns pentru așa ceva. Acesta puteți să-l citiți. Aici aveți absolut tot ce doriți dumneavoastră și ștampila și a federației. Uitați aici. Și numele deci vorba de toate sindicatele de sindicat. Din toată țara, nu mai toate saline. Domnule Porni, vă somează să mă dea afară, domnule. Mai am 8 luni de zile până să ies la pensie și trimite hârtii mereu zi de zi acasă, mă somează să mă dea afară, ca să mă dea șomaș. De 26 de ani lucrez în întreprinderea asta și nu m-a angajat decât directorul Croitorul, că a avut nevoie de mine. Și acum vreau să mă dea afară, mă subea să zic de zi să mă duc să semnez. Pune că vreau conduce. S-a angajat contrar legii. Legea spune că nu, la stat că își te angajează. Iar de muncește pe animale, pe animale, ce nu vă convine, plecați la prune și la coasă și la bătută. La asta. Se ducă o comisie de la DNA, de la Curtea de Conturi, să ducă peste ei la București, să vadă unde ne sunt banii. Sarea noi o vindem, nu e nici pe stradă, nu e nici e vândută, unde sunt banii? E la campanie! Și prima dată a fost 100%, deci era 1100, că atât e salariul nostru amărât, și ne-a făcut 990. Ne-a luat pur și simplu un milion, care pentru noi înseamnă bani de mâncare, bani de copii. Cum e exact. Cum deci e două luni consecutive. Da, și asta se repete, deci nu e prima dată când fac chestia asta. Ne dă și pe urmă la ora 3 după amiaza, când birourile sunt pe punctul de a pleca, atunci vine, știți, v-am mai tăiat 10%. Am întrebat și noi, lideri de sindicat de la București, ce faceți, domnule, de ce ne-ați tăiat? Și a spus foarte simplu, ca să avem rezervă pentru la iarnă. Rezerva pentru iarnă e de fapt rezerva PDL-ului. Aia e rezerva. Din banii noștri amărâți, de milionul nostru, încearcă să fure de oriunde se poate. De unde se poate fura? De acolo fură. Invocă umbrela legii, pentru că legea e de partea lor. Deci legea plafonează fondul de salarii, nu-l mai leagă de productivitate. La ora actuală salariul e fix, noi muncim cât de mult, pe salariu cât mai mic. Ăsta e adevărul. Conform legii. Conform legii PDL, că tot în țara asta se face pe mâna PDL-ului. Să veniți să vedeți cum lucrăm noi acolo, precum sclavii. Praf, frig, curent nu se mai poate, noroi e ca la bombardament. Banii, vedeți, v-am arătat fișile, ați văzut cum este. Grupa ni s-a luat. De ce pe toate posturile de televiziune spune așa că excesul de sare și grăsimi dăunează grav sănătății, nu? Păi noi să veniți și acolo. Să vedeți, e praful de unde vezi om cu persoană. Să întrebați șoferii ăștia străini că au văzut. Ne spune planul e atâta și am întrebat și noi, dacă facem, de exemplu, avem planul 20 de miliarde, dacă facem 24 de miliarde, ni se dă 100%? Nu se dă. Păi care e motivul? Dar dacă facem sub? Dacă facem sub și mai puțin. Ne dă și mai puțin. Deci nu mai e de 90, ne dă 85. Până anul trecut, nu s-a... câțiva ani de zile, așa, ne tot minte mereu. Da, nu, condițiile ne-a luat grupa, condiții grele, avem praf de sare, toate alea. Suntem și bolnavi, avem tensiune, avem diabet. Când ne lasă câte unul pe o singură cotă, asta e. Suntem și în prag de iarnă, ne-a luat și din salarii, ce să facem? Avem și noi copii, nepoți și trebuie să le dăm și lor, na. Că dacă asta e situația. Nu îi lasă legea, așa au spus. Explicația directorului general că nu este legal la mâini și de mâini și de picioare din cauza legii respective. Deci ordonanța 79 care este în vigoare la ora actuală, noi putem să muncim cât de mult, bani cât de puțin. Am fost la un curs de pregătire la trimis de către Societatea Națională a Sării. Acolo, printre alte persoane, un doamna Mușat se cheamă, care este reprezentanta guvernului în Comisia AGA la SNS SA București și ne-a spus că munciți cât de mult, că patria vă va fi recunoscătoare. Deci nu bani, noi nu trebuie să cerem bani, nu trebuie să luăm salarii, noi trebuie să muncim pe degeaba și dacă se poate chiar să dăm.
Deci v-au spus, cum v-a spus și colegul meu, la sediul Societății Naționale a Sării s-au angajat 30 de persoane, aproximativ 30 de persoane, peste numărul de membri care era, fiecare director care a venit nou la Societatea Națională a Sării și-a adus oameni. Și-au angajat acum în jur de 30 de persoane, cu salarii, salarii. Deci nu ca aici 11 milioane, salarii de 50, 60, 11, tu ai 12. La presiunea noastră, directorul general a zis că să mai întârzie cu cele 8 persoane, să le disponibilizăm după 1 noiembrie. După 1 noiembrie. Și noi am spus, domnule, noi în perioada asta avem nevoie de oameni, pentru că avem de lucru și vrem să ne luăm salariile. Nu putem angaja persoane prin alte firme fantomă ca să vină să lucreze la noi. Și am spus că rămânem cu oamenii care suntem aici, că ei cunosc instalația și pot lucra în continuare în condiții normale, și adică au ce face și cunosc instalația. Ei, nu, motivul lor este să dăm afară oameni în continuu. Și dacă putem și mai mult. Am 6 copii, soția de întreținut, s-am luat 110, cum s-ar zice. Cu ce bani mă duc? Am factură de lumină de plătit, antenă, telefon. Suntem într-un proces de retehnologizare și modernizare. Ați fost date ori și ați văzut întreprinderea cum arată. E o întreprindere cu utilaje foarte vechi, din 1970, tehnologie învechită, uzată și ieșită din normele de securitate a muncii. Și încercăm să facem o retehnologizare. Acum e adevărat, când faci investiții noi, nu avem bani ca lună de lună când lucrurile merg bine. E adevărat, noi am lucrat luna asta, ne-a ieșit salariul 100%, dar ținând cont că de investițiile care vin, s-au hotărât la nivel de societate să dea 90%. Oamenii sunt nemulțumiți. Fondul de salariu nu putem să-l depășim. Atât a încăput luna asta. Dar livrările, începând cu timpul rece, cu anotimpul rece, încep să crească și atunci o să luăm și 100% și 110%, că au fost luni când am luat și 90% și 80% și luni când am luat 120%, 110%. Da? Astea au fost evenimentele. Oamenii s-au impacientat acum. Avem un fond, conform legislației în vigoare. Și luna asta nu s-a ajuns decât pentru 90%, chiar dacă noi am făcut 100%. În funcție de livrări o să crească și o să dăm și 10%. Noi sperăm în fiecare an, că așa a fost în fiecare an, am luat în luni, noiembrie, decembrie, ianuarie, chiar peste 100%, 110, 150%. Noi ce împrumut? Noi nu am făcut împrumut, o facem doar din banii noștri, din veniturile noastre. Noi suntem o societate cu capital integrat de stat, dar nesubvenționată. Ce vindem aia, din aia ne și construim, din aia ne plătim și salariile și impozitele și tot. A fost un protest spontan, oamenii și-au cerut drepturile. Semnale deja de la București că suntem responsabili noi, liderii de sindicat, de ceea ce se întâmplă aici și că noi o să fim trași probabil la răspundere. Nu e nicio problemă. Deja m-au căutat de firme, m-au căutat de afaceri, nu am așa ceva. Deci oricând mă poate controla cu orice.